o medie și pe părintele absent. Doi oameni stinți, asceți, până la prima și ultima fibră din ființa lor trupească și sufletească, oameni ai rugăciunii care l-au marcat foarte puternic pe părintele. A știut întotdeauna, în vremuri de cumpănă, să alerge la memoria, la mormântul și cu certitudine la rugăciunea lor. A avut mulți prieteni și mulți dintre dumneavoastră i-a spus foarte apropiat. A avut însă alți doi părinți care i-au frumusețat viața, cu care a început, sau mai bine zis, a continuat după numeți viața monahală la Sfânt, și anume pe părintele Teofil și pe părintele Gabriel. Rar să se întâlnesc în viață oameni care să mențină o prietenie atât de adâncă, de statornică și de frumoasă, precum părinții Teofil, Gabriel și Nicol. A avut de asemenea aici alți doi părinți, mulți părinți a avut aici, dar cred că pe doi i-a simțit foarte adânc prezenți în sufletul său, pe părintele Gedeon și pe părintele Pantaleon. Cei care i-ați cunoscut de asemenea pe aceștia, ați sesizat amvergura lor duhovnicească și părintele, pe de o parte, îi ajuta, pe de altă parte, simțea ajutorul lor imens, datorită calității vieții lor duhovnicești, care au impregnat adică aceste locuri. L-a avut foarte aproape pe bunica de la Chion. I-a fost și stareț și l-a avut și stareț, cu care am primit foarte multe din aceste lucrări, precum și cu alți părinți. Mulți au plecat la cer, mai sunt aici, printre viețuitorii Sfintei Mănăstiri, precum și mulți care au plecat în diferite părți ale țării și ale lumii. Dacă a trăit în vremurile cum au fost, am trăit oameni minunați, numele câtorva au fost pomenite aici, locul însă pe care l-a iubit cel mai mult a fost Craiova. Dacă am avea puterea să privim în inima lui, cred că acolo foarte puțin spațiu am găsit neocupat de Mănăstirea Craiova. Și mintea lui era preocupată în permanență de acest loc, sufletul lui era plin de frumusețea, de bucuria și de durerea Crasna. Crasna ca obște, Crasna împodobită de credincioși, Crasna ca ziduri, cele mai multe construite de el. S-au perindat aici multe obști. A trăit bucurii adânci în interiorul acestor roși. Au fost și perioade în care a simțit durere în legătură cu oamenii de aici sau din altă parte. Pentru aceasta se cuvine să cerem iertare lui Dumnezeu, să cerem iertare și părintele lui Codim, și noi cei din obște și cei din afara ei, pentru că cu siguranță, cum face orice pământean, mulți au greșit
în raport cu Părintele, Nicodim, și acum, din înălțimea cerului, cu siguranță, cunoscând lucrurile și mai mult decât le-a cunoscut, decât deși le-a cunoscut așa de bine, că avea această capacitate să pătrundă Dumnezeu lucrurilor, Dumnezeu să-L ierte și pe El și să ne ierte și pe noi și să ne găsească așa cum nădăjduiesc și nădăjduim că i-a aflat un loc în Împărăția Cerurilor, să ne găsească și nouă la momentul rânduit de Dumnezeu pentru fiecare. Nădăjduim așadar în mâna Domnului că iertarea Lui s-a revărsat și asupra Părintelui Nicodim, chiar cum amintea Părintele Stare Celerica Galaction, o fi având și El, ca oricare dintre noi, păcatele Lui în această viață. Dumnezeu să ne odihnească în slava Împărăției Sale, aceasta ne este astăzi prima și cea mai mare nădejde. Nădăjduim de asemenea ca obștea să încerce să meargă pe drumul pe care a mers Părintele Nicodim. Să-i păstreze obștea amintirea așa cum se cuvine, cum am de asemenea nădejdea că mulți oameni care au descoperit calea către Dumnezeu în vremurile tocmai ușoare, prin intermediul Părintelui Nicodim, să-L păstreze în rugăciunea lor, să împlinească actul de milostenie în numele Lui, căci aceste două lucruri sunt cerute de Părintele Nicodim de la noi. Să ne rugăm pentru dânsul și să avem act de milostenie într-o amintire sufletului Său bun și mare. Dumnezeu să-L odihnească în noi.